După ce au petrecut 3 zile în izolatorul CNA, deputații partidului politic Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan au fost eliberați sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia aparține magistraților judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocană. Astăzi, procurorii au cerut 30 de zile de arest preventiv pe numele celor doi. Se întâmplă după ce, acum 3 zile, deputații din partidul Șor au fost lipsiți de imunitate parlamentară la solicitarea procurorului general Alexandru Stoianoglu. În timp ce Denis Ulanov este învinuit de escrocherie și spălare de bani în dosarul de fraudă bancară, Petru Jardan este acuzat de abuz în serviciu în dosarul concesionării aeroportului internațional Chișinău. Я полностью доказал свою невиновность. Прокуроры даже установили допрос. Понимаете, чем больше вопросов, тем больше доказывается, что я невиновен. Такое смешное Fiind escortat de ofițerii CNA, Denis Ulanov a fost adus în fața magistraților de la judecătoria Chișinău, sediul de la Ciocana. Deși era adus în grabă, acesta a reușit să facă unele declarații pentru presă. Astăzi, și cum comentați acuzații? Давайте дождём решения суда. Я считаю, что я всё сказал, что я должен был сказать. Potrivit Procuraturii Generale, Ulanov este învinuit de scrocherie și spălare de bani în dosarul frauda bancară. Avocatul acestuia susține că procurorii nu ar avea probe, iar clientul său este nevinovat. Avocații au solicitat respingerea dimineațului, deoarece nu au fost prezentate careva probe pentru reținerea și arestarea acestui. Cum pledează clientul nostru? Eu pledez nevinovat. Procurorii au cerut 30 de zile de arest și pe numele lui Petru Jardan, cel de-al doilea deputat din fracțiunea Șor, care a fost lipsit de imunitate parlamentară. Acesta a refuzat să dea ochii cu presa și nici nu a dorit să se prezinte în fața instanței. Potrivit procurorilor, Jardan este învinuit de abuz de serviciu în dosarul vizând concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Cei doi deputați au fost reținuți luni, după ce la cererea procurorului general Alexandru Stoianoglu aceștia au fost lipsiți de imunitate. Reținerea lor a avut loc chiar în sediul legislativului după votul deputaților. Ambii învinuiți pledează nevinovat. Anterior, aceștia au declarat că probele procurorului general nu demonstrează vinovăția lor. Tot astăzi, deputații Partidului Șor și ai Platformei pentru Moldova au semnat 2 angajamente publice, prin care garantează că cei 2 deputați pe care procurorii i-au reținut și cer arestarea lor nu se vor eschiva de răspundere, vor colabora cu anchetatorii, vor respecta ordinea publică și se vor prezenta în fața instituțiilor de drept ori de câte ori va fi nevoie și au cerut instanței de judecată să dispună cercetarea în stare de libertate a colegilor lor.